Vremea călduroasă din ultimele zile a dus la înmulțirea cazurilor medicale. Echipajele Serviciului Județean de Ambulanță Galați au fost solicitate să intervină în cazul suferinților de inimă, aceștia fiind cei mai afectați. În cazul lor, căldura a cauzat dificultăți de respirație, a accelerat anormal bătăile inimii și a dus la lipotimii. La 112, numărul celor care au solicitat ajutorul ambulanței a crescut cu 25%. Cum cardiacii sunt expuși riscurilor crescute de accidente vasculare și infarct miocardic, medicii recomandă ca în zilele foarte călduroase să limităm pe cât posibil ieșirile afară, iar persoanele mai sensibile să țină cont de gradul de tolerabilitate la caniculă.